acest program, care nu este un MBA pentru antreprenori, ci este un MBA antreprenorial. Și anume este MBA-ul care dezvoltă o stare de spirit cu ajutorul căreia poți să observi oportunitățile din mediu fiind foarte atent și foarte curios. Sunt două calități absolut necesare pentru succes. Observă oportunitatea și ai curajul să o exploatezi indiferent de resursele de care dispui în momentul respectiv, pentru că ai încredere în ea, pentru că știi să-i convingi pe alții să-ți dea resurse sau să le completeze pe ale tale și dezvolți niște proiecte absolut utile, fie că este vorba de antreprenoriat, fie că este vorba de antreprenoriat social, care devine din ce în ce mai important, pentru că completează activitatea stabilului, care nu face față și nu este suficient de dezvoltată pentru ceea ce este necesar acum în societate. Deci este o decizie foarte bună. Experiențele sunt absolut formidabile. L-ați văzut pe Cristi Dărmănescu. Cristi Dărmănescu și-a lansat un restaurant pe care funcționează și unde mă duc să mănânc și atât în timpul programului nostru. De fapt, succesul eu, de 25 de ani sunt în slujba antreprenorilor, liderilor și managerilor care vor să fie în fiecare zi mai bun, și măsor succesul prin succesele celor cu care lucrăm aici. Și pot să spun că sunt foarte mândră de ceea ce fac, pentru că citesc despre succesul lor în fiecare zi, în ziare, în reviste, pe internet, îi văd la televizor, mă întâlnesc cu ei la conferințe și îmi dau seama că am avut privilegiul și bucuria să trăiesc în această perioadă între oameni cu totul și cu totul deosebiți. Deci cam aceasta este atmosfera. Este o atmosferă în care învățăm, în care muncim din greu și ne distrăm, în care se nasc relații foarte bune între oameni, care rămân prieteni și care oricând își pot da un telefon să-și ceară sfaturi, să își ceară ajutorul, să-și ofere ajutorul și să facă business împreună. Despre asta este vorba, acesta este Asebusul și aceasta este comunitatea noastră, care din fericire acum se și instituționalizează, pentru că tocmai s-a creat Asociația Absolvenților Asebus. Ceea ce vom face în seara asta este, de fapt, o simulare scurtă a unei ore de curs, care oră de curs este o oră de dezbatere, în care noi, profesorii, nu suntem altceva decât niște moderatori, care punem în fața studenților, care au citit studiile de caz și le-au discutat între ei, punem în fața lor, a experienței lor, pentru că la noi vin oameni care au experiență, care știu despre ce vorbesc, și punem în fața lor niște lentile, și anume lentilele conceptelor și, metodelor, da? Deci îi ajutăm să își extragă din ei experiența lor și să o pună într-un framework astfel încât să ia deciziile mai bine și mai repede. Eram odată la o petrecere cu unul dintre studenții noștri de muncă și îl întrebam, era foarte bogat, foarte de succes, foarte conectat, foarte, foarte, foarte. Și l-am întrebat, de ce ai venit tu la Asebus? Că ai tot ce-ți dorești. Ai nu știu câte business-uri, ai nu știu câte milioane de dolari, că pe vremea aia se discuta în dolari. Ce ai găsit la noi? Și ce